Polițista care a urcat beată la volan și a lovit mortal o femeie la Sângera va sta 4 ani după gratii într-un penitenciar de tip deschis. Decizia a fost luată astăzi de magistrații judecătoriei Chișinău cu sediul Buiucani. Avocații părților vătămate susțin că decizia magistraților este prea blândă și o vor contesta la Curtea de Apel Chișinău. Se stabilește pedeapsă sub formă de 4 ani închisoare cu executare pedepsei în penitenciar pentru femei de tip deschis cu anularea dreptului de a conduce mijloace de transport. Termenul executării pedepsei aplicat inculpatei Guț Felicia al calcula de la data pronunțării prezentei sentințe cu includere în acest termen a perioadei aflării inculpatei în stare de arest preventiv. Dacă avocații părților vătămate sunt croiți să atace decizia magistraților, procurorul de caz, care a cerut 6 ani de închisoare pentru fosta polițistă, spune că va decide dacă va cere la Curtea de Apel o pedeapsă mai aspră doar după ce va analiza decizia motivată a instanței. Urmează ca eu în calitate de procuror sau colegii, că noi, ținând cont că în prezenta cauză penală a fost creat un grup de procurori, să analizăm partea motivatoare a acestei sentințe și după ce va fi analizat partea motivatoare a acestei sentințe, urmează să luăm o poziție referitor la faptul dacă această sentință va fi contestată sau nu va fi contestată în partea penală sau în partea civilă. De cealaltă parte, avocații victimelor accidentului provocat de fosta polițistă spun că 4 ani de închisoare este o decizie prea blândă, luând în considerare că tânăra nu va achita nici suma totală a prejudiciului cerut de părțile vătămate. Apărătorii spun că vor ataca decizia judecătorului la Curtea de Apel Chișinău. Vreau să contestăm această sentință, care o considerăm neîntemeiată și nefondată, ori instanța nu s-a expus asupra tuturor solicitărilor. Referitor la pedeapsă, considerăm una prea blândă pentru astfel de infracțiuni. Prejudiciul s-a încasat doar 250.000 de lei pentru prejudiciu moral, pentru de 1 milion. Ce ține de prejudiciul material, doar de la inculpată Guț Felicia, 60.000. Mi este foarte greu să comentez o asemenea sentință atunci când acuzatorul a solicitat aplicarea unei pedepse reduse, da, reieșind din situația că a faptului că s-a examinat cauza penală în procedură simplificată și atunci când acuzatorul a solicitat să fie aplicată o pedepsă în formă de 6 ani, instanța cumva a admis și a aplicat o pedepsă de 4 ani de zile la o asemenea infracțiune cu așa urmări. Mama tinerei de 31 de ani care a decedat în urma accidentului spune că este dezamăgită de hotărârea instanței. Nu e măsură prea blândă, asta nu e măsură luată în primul rând pentru așa o infracțiune. I s-a dat și din major, data trecută i s-a pronunțat 6 ani, i s-a scăzut la 4 la minim. Unde s-a mai văzut pentru o viață omenească să dai, nu destul cât de tip liber, de tip deschis, dar încă și s-o tăie din termenul care i s-a dat. Accidentul a avut loc în luna august anul trecut în orașul Sângera. În ziua tragediei, tânăra de 22 de ani care lucra la Inspectoratul Național de Securitate Publică a ieșit după serviciu cu prietenii în oraș, unde a consumat alcool. Asta nu a oprit-o însă să urce la volan pentru a pleca acasă în orașul Sângera. Pe drum, tânăra ar fi adormit în timp ce conducea. A pierdut controlul mașinii și a intrat pe trotuar, lovind 3 pietoni. În urma impactului, o femeie de 31 de ani a decedat pe loc, iar fiica ei de 6 ani și sora sa de 17 ani au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Oamenii legii veniți pentru a documenta cazul au stabilit că tânăra avea o concentrație de alcool în aerul expirat de 3 ori mai mare decât limita admisibilă. Tânăra și-a recunoscut în totalitate vina.